Al doilea subiect este legat de un eveniment care va avea loc la sfârșitul săptămânii. De 4 ani, din nou a fost Galați pe harta mondială a boxului. Știm cu toți, este vorba de Lucian Bute. Din nefericire, nu toate meciurile lui au putut fi văzute în direct de către gălățeni și cu această ocazie vrem să arătăm pugilistului gălățean că nu numai prin vorbe, ci și prin fapte că ne pasă de ceea ce face el și apreciem performanța pe care o realizează și ne-am concentrat eforturile pentru a contribui la cumpărarea drepturilor de televizare a meciului. Practic, negocierile au demarat încă din luna februarie, când am luat legătura cu mai multe posturi TV interesate de transmiterea acestui eveniment în România. Un rol foarte important în acest demers l-a avut Rudel Obreja, președintele Federației Române de Box, care ne-a ajutat foarte mult și cu care am intrat în contact de mai multe ori. Împreună cu reprezentanții Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea Sud-Est a României, am reușit să strângem suma negociată cu reprezentanții postului P1, astfel încât, la ora actuală, suntem în măsură să putem urmări și noi românii meciul în direct a pugilistului gălățean, meci care va avea loc duminică dimineață, în jurul orei 5, putând fi văzut și reluare de seara în aceeași zi. În datele de 17 și 18 martie vom putea vedea tot la postul B1 meciurile, alte două meciuri în care boxerul gălățean și-a apărat centura. Noi suntem convinși că Lucian va face o figură frumoasă și își va apăra centura și, practic, demersul nostru, a meu și a colegilor de la Patronatul Tinerilor Întreprinzatori din Regiunea Sud-Est, este acela de a ne arăta aprecierea față de cel mai important ambasador al sportului local și național. Îl las și pe colegul de la Patronat să vă spună mai multe date. Mulțumesc. Vreau să vă spun de ce Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est s-a alăturat acestui demers de a sprijini transmiterea în România a meciului lui Lucian Bute. Din punctul nostru de vedere, a sosit momentul ca tânăra generație de români să ia mai multă inițiativă, să iasă din anonimat și să facem performanță. Din punctul nostru de vedere, avem nevoie de cât mai mulți tineri formați cu 89 care să ne reprezinte într-un număr cât mai mare în viața socioeconomică, atât la nivel local cât și la nivel național, însă avem nevoie și de modele de succes ca să prindem curaj. De aceea, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est s-a alăturat demersurilor de a transmite în țară meciul lui Lucian, deoarece, din punctul nostru de vedere, el reprezintă cel mai bun ambasador al țării noastre și, în special, al tinerei generații de români. Indirect, desigur, ne dorim victoria, deoarece am aflat că Lucian va câștiga o bursă de aproximativ $2 milioane și dorim să-i facem o invitație să ni se alăture la patronat ca membru susținător. Însă pot să vă spun că noi deja am început proiecte prin care pregătim elevi, studenți și tineri întreprinzători să facă performanță în domeniile în care au un talent nativ. În acest punct de vedere, Lucian reprezintă pentru ei un model.